Rotația culturilor implică schimbarea locației de plantare a legumelor în grădină în fiecare sezon. Rotația culturilor este utilizată pentru a reduce daunele cauzate de insectele dăunătoare, pentru a limita dezvoltarea bolilor și pentru a gestiona fertilitatea solului. Fiecare legumă poate fi clasificată într-o anumită familie de plante. Plantele, aparținând aceleași familii, sunt adesea susceptibile la dăunători și boli similare și în plus au cerințe nutritive similare. Când legumele clasificate în aceeași familie de plante sunt cultivate an de an în aceeași zonă a unei grădini, ele oferă insectelor dăunătoare o sursă de hrană sigură și organisme cauzatoare de boli cu o sursă continuă de plante gazdă care pot infecta. În timp, numărul dăunătorilor și agenților patogeni se formează în zonă și cresc daunele aduse culturilor de legume. Utilizarea rotației culturilor ajută la menținerea numărului de dăunători și agenți patogeni la niveluri scăzute. În plus, poate uniformiza pierderea diferiților nutrienți din sol și oferă timp pentru reumplerea nutrienților. Trebuie planificată o rotație a culturilor. Culturile de legume din aceeași familie nu ar trebui să fie plantate în aceeași zonă a unei grădini an de an. De exemplu, dacă roșiile sunt plantate într-o anumită zonă a unei grădini într-un an, culturile de legume, precum ardeii, vinetele, cartofii sau chiar și roșiile, nu ar trebui să fie plantate în aceeași zonă în anul următor, deoarece aceste plante aparțin familiei Solanaceae. Pentru ca rotația culturilor să fie eficiente, ar trebui să învățăm principalele familii de plante. Cele mai populare sunt solanaceele, vinetele, ardeii, cartofii și roșiile. Apoi familia aliacee, arpagii, usturoi, praz, ceapă. Familia brassica, din care fac parte broccoli, varza, varza de Brussel, conobida, varza chinezească, gulii, muștar, ridichi, rubarbă, napi. Leguminoasele, din care fac parte mazărea, năutul, lintea, fasolea, soia și arahidele. Familia Curcubitaceae, din care fac parte castraveții, pepenii și dovlecii. Familia Apiaceae, din care fac parte morcovii, țelina, pătrunjelul, păstârnacul. Familia Asteraceae, din care fac parte andivele, salata verde și floarea soarelui.